Sincer, nu știu de ce lumea zice că ala traseul din Pax e mult mai fun, pentru că asta prima zi și noi suntem absolut fascinați. Oh, ce frumos soare cald! Ce vrei să fac? Hai să ne dăm cu crema. A trebuit să ajungem în Asia ca Levi să-l aud pe Levi să vină cu inițiativa să ne dăm cu cremă de soare. Și am calculat aseară și aseară eram în a 40-a zi de când suntem în călătorie, adică am început turul ăsta în Asia, deci azi suntem în ziua 41 și azi începem o nouă aventură. Data trecută am făcut turul ăla, drumul ăla circular, cu peisaje foarte frumoase și cascadă și am zis că atât de tare mi-a plăcut, sigur mai facem. Nu mă așteptam să fie chiar următoarea destinație sau următoarea activitate pe care o facem. Încă un cerc. No, da, ăsta e un pic mai diferit. Înainte de asta să vreau să arăt camera, care e foarte drăguță. Una dintre cele mai fane cazări pe care le-am avut noi aici în Asia și mare parte din cauza la angajați. Foarte, foarte, foarte fain. Altăieri ne-am pornit din Paxi și am ajuns în Takek și ieri am avut o zi liberă, liberă de călătorii, pentru că în mare parte mi-am petrecut-o scriind, pentru că rămăsesem foarte mult în urmă. Și aici în Takek sau în zona asta rămâne 3 zile. Ieri seara, nu suntem în centru, și ieri seara am zis că să mergem să mâncăm un pic mai spre centru, pentru că aici nu sunt neapărat restaurante și unde am fost la prânz și dimineața nu erau cele mai bune. Și cazarea asta oferă gratuit biciclete dacă vrei. Și noi am vrut, am zis că era vreo 25 de minute, am zis că hai să mergem mult mai repede cu bicicletele. O adevărată aventură aici sunt bicicletele. Asta a început să meargă Levi, aia eu, aia e gravă, deci efectiv ai impresia că se dezmembrează în mers. nici cum n-ai cum să stai dreaptă cu ea. Asta însă, bicicleta aia, mă uitam eu că voi, efectiv, trebuie să pui forță ca să mergi la vale. Nu că nu mergea bine, dar efectiv punea ea singură frână când tu puiai să mergi. Cum spuneam, astăzi începem un nou traseu. Este mult mai mare ca cel din Paxe, dar noi o să-l facem tot în 3 zile. O să conducem însă mai mult. Sincer, nu voiam să facem tot traseul, pentru că cel din Paxe atâta ne-a dor fundul pe amândoi de la atâta condus pe motocicleta aia, mopedul ăla, și spuneam că asta numai mergem un pic la o destinație pe parte și după aia mergem la cealaltă parte, numai că nu are rost, ca să faci așa tot același timp îți ia și mai bine deja facem tot traseul. Și traseul ăsta este unul dintre originalele trasee cele mai vestite de aici din Laos. Cum spuneam, suntem în Takek și suntem cam în mijlocul țării și este foarte vestit, pentru că cumva în traseul ăsta se zice că vezi câte un pic din absolut toată țara. Traseul în sine este vestit pentru caverne și pentru sate și pentru peisajele care le vezi atât cât mergi. Acum este ora 8 și mergem la agenția de unde închiriem, nu știu ce e, scooter, moped, ce-o fi, eu zic motocicletă, știu că nu e corect, dar aia vine mie mai ușor și mai natural. Levi ieri a mers acolo, a vorbit, gata, o avem acolo, trebuie numai să mergem, să o luăm. Da, și vreau să-l arăt un pic pe Levi, pentru că este pentru prima dată când are o geantă și în spate și în față. Și geanta asta pe care o duc eu, o lăsăm tot la agenția de unde închiriem motocicletă. Nu e un Harley, dar tot fel de motocicletă e.
Asta este efectiv orez dulce cu diferite arome. Câte multe asortimente. Și acolo pe tavă se vede banană uscată, care eu am aici pentru că mi-am luat ieri. Așa gustoasă e. M-aș fi gândit că e dulce, dar nu e. Dar e gustoasă. Ca de obicei, pașaportul meu e garanție. Așa, la loc de onoare, foarte bine. Și acolo. Deci că e colecție. Foarte greu am găsit. Pentru mine toate erau mari, pentru Levi toate erau mici. Din toată colecția. Aia e noastră. Ce drăguț, din partea agenției am primit ceva banane, apă și biscuiți, cred eu. Nu intenționam să încerc să mâncăm micul dejun acum, că e mult prea dimineață și ne gândeam că o să mâncăm un pic mai târziu, dar dacă ne-a dat totuși agenția asta, banane și nu știu ce, mâncăm acum. Și ne-am oprit chiar pe marginea la Laos. Aici este Laos, peste râu este Thailanda. Nu cumva din greșeală să nu o să până acolo. Îți dai seama? Nici casca mea, nici casca lui Leve nu are protecție de aia la ochi. Și acum mă merg să vadă, poate își cumpără ceva ochelari de ăștia de construcție. Nu, da, funcționează, funcționează! Și apropo, ochelare ăștia nu sunt de fițe. Ideea e că mergem pe drumuri neasfaltate foarte mult. Și e foarte mult praf. Data trecută, când nu puneam plasticul ăla în față, se umplea ochii efectiv cu praf și nu puteai să vezi nimica. Mai ales dacă mai merge și încă o mașină sau un scooter în fața ta, pur, ridică și mai tare. E ora 10 fără 20 și abia acum chiar pornim pe traseu.
You have arrived. Pe așa ceva încă n-am mai mers. Pe așa pod. Noi aici am venit pentru o peșteră, numai că nu prea găsim unde e. E un fel de parc de distracție. Este și zipline și loc de joacă pentru copii. Am găsit-o! De unde începe și zipline-ul. Acolo este peștera și dacă se vede, acolo sus este un pod și acolo este o pasă, zice că e o pânză de păianjen și poți să stai pe ea. Foarte mare. Ce frumoasă e! No, sunt oameni acolo care vin. Poți să intri și în... No. Numai că eu cum am papucii care alunecă bine pe piatră, nu vreau să risc. Că de altfel dacă cazi, nu numai că te uzi, dar și te lovești de numa. Sincer, cavernele nici nu e o pasiune foarte mare a mea. Le apreciez cât de frumoase sunt, dar... Acolo se termină entuziasmul meu. Și acum mergem să mâncăm. Îmi e foame, e și ora prânzului și dimineața nu am mâncat foarte mult ca să se numească un mic dejun. Așa că tot cât mă uitam la caverna aia așa frumoasă, tot mă gândeam, pește prăjit, mămăligă. Da, îmi e foame, asta e. Ioi, dragă, nu prea se simte bine. Hai să văd. Frumoasă! Săraca! Punem huța, nu de alta, dar... plouat, nu cred că o să plouă, chiar dacă nu este soare afară și sunt un pic așa înourat, nu cred că o să plouă, dar praful ăsta e teroare. Ne-am comandat supă că nu mă supăare și e de ta marfa fria. Când venisem noi aici, aici nu este meniu, este numai supă și... Și când a venit domnul să ne întrebe ce vrem, eu m-am uitat la o masă, de exemplu, de lângă noi, erau câteva, vreo 5 fete și m-am uitat că una avea o supă și arăta bine și zic, supa aia! Da, foarte drăguță fetele și li s-a părut foarte amuzant faptul că suntem atât de înalți. Și una câte una a vrut să facă poze cu noi. Numai de aia cât de înalți suntem noi. Ștergi ochelare. Șmecher. Atât au rămas în supa lui Levi. Și atât a rămas din a mea. Și atâtea verdețuri au rămas. Nu știu ce le mănâncă atâtea verdețuri, serios. La supă am avut două opțiuni, să alegem cu pui sau cu vită. Și cu vită de fiecare dată când alegem este foarte, foarte tare, că e greu să o mănânci. Și am ales cu pui, numai că puiul e același stil ca în Vietnam. Tot cu oase, cu piele, cu tot așa. Ideea e că câteodată nu știi ce pui în gură și ne merești câte un os. Da, asta e, dar a fost foarte bună. Dita mai selecția de condimente poți să pui toate gusturile. Deci eu pot să-mi iau aceeași supă ca și Levi și să mâncăm două supe total diferite pentru că fiecare își pune ce fel de condiment vrea. Acum că am mâncat suntem mult mai bine, am o dispoziție mai bine și pe azi planul e să mai vizităm încă o peșteră. Se zice că este foarte turistificată. Din punctul meu de vedere, dacă este foarte turistificată, înseamnă că este și cea mai frumoasă din zonă. Cred eu. Vedem. Bye!
Aici este ce cred eu a fi un altar și lângă cineva a jucat Jenga cu cărămiți. Înalt. De asta cumva se zice că este foarte turisticată, pentru că sunt construite aceste trepte, plus că este și lumina acolo. Dar mie mi se pare că dă un plus la toată peștera. De exemplu, lumina arată și mai bine formele. Le scoate mult mai bine în evidență. Cel puțin asta este opinia mea. De altfel, din cauza că toate sunt cam aceeași culoare și în spate ar fi mult mai întunecat, ar vedea o piatră mare și atât. Da, nouă ne-a plăcut foarte tare peștera. Nu știu, nu mi s-a părut că e foarte turistificată. Da, nu e lăsată naturală 100%, dar ce e construit mi se pare că e pe plus. Acum, gata pe azi cumva cu vizitatul. Și conducem numai până la unde stăm pe noapte. Bă, nu, mai avem un viewpoint. Mai avem un viewpoint? Panorama. Da. Ok, da. Mergem la panorama. După aia mergem la cazare. Eu eram entuziasmată să ajung la cazare mai repede. Nu știu, azi n-am băut cafea. Și mă simt tare moleșită. Hai să bem una. Băi, ia 4:30. Ah, foarte bine. Aici nu e foarte de ziua, deci o să pot să dorm la noapte. No, am băut cafeaua, încă nu și-a făcut efectul, dar până la Overlook avem 40 de minute de condus. Toată lumea cu care am vorbit noi și cât ne-am văzut pe internet, cât am citit, toată lumea spunea că traseul ăsta este foarte lung și conduci foarte lung, foarte mult, te plictisești. Până acum, însă azi, nu am simțit asta, pentru că am condus distanțe foarte, foarte mici, 20 de minute acolo, 30 de minute acolo maxim și tot așa, micuțe. Acum nu știu, ultima zi eu cred că o să fie un drum de chiar ne plictisim. Până atunci o să fie lejer. Sincer, nu știu de ce lumea zice că ăla traseul din Paxi e mult mai fun, pentru că ăsta prima zi și noi suntem absolut fascinați. Poate din cauza că nouă ne place natura mai tare, acolo erau mult mai multe sate, nu, erau și cascade care erau foarte faine, dar în rest cascadele erau atracțiile naturale. Aici însă absolut tot. Ah, superb! Hai să văd, arată că am ajuns? Da, cum ai aici. Aici e panorama. Care? E închisă, e și pus încă și lacăt. No, asta e viewpoint. Ticket trebuie să plătești. Pentru cei din Lau 10.000 și pentru cei care sunt turiști 20.000. Chiar nu e mult. Numai că e închis. Că nu se dă bătut. Ce te dă puțin din gol încolo? Crezi că vine cineva să deschide? Tu, nu mergem pe acolo, nu! Nu? Vrei să sar gardul? Nu, Levi! Nu! Găsești loc! Acolo sus se vede ceva, o construcție. Și atunci credem noi că acolo trebuie să mergi ca să vezi priveliștea din jur. Asta e! Acum mergem direct la cazare, care e 50 de minute distanță de aici. Avem gețile de ploaie cu noi și nu plouă și nici nu cred că o să plouă de grabă, dar atât de tare e vânt
și frig pe drum, că le luăm pe noi. Ne-am gândit noi, cât ne îmbrăcam cu gecile, că nu putem noi să ajungem acolo sus ca să vedem panorama de acolo, dar drona noastră poate. Așa că o ridicăm. Faci contract cu băiețelul? Da. Părinții nu vorbesc nimic engleză. Mă rog, sau mini în engleză. Băiețelul ăla însă vorbește destul de bine. Și practic el zice ce? Și unde este SMF, James? Asta e căsuța noastră. Nu știu dacă se vede, dar acolo este apă. Lac, dacă nu mă șel eu. Thank you. Ce bine am ajuns, abia aștept să fac un duș cu apă fierbinte, sper că este, pentru că am înghețat pe mopedul ăla. Bine că măcar am avut gecile astea, de altfel ar fi fost un coșmar. Na, ne vedem mâine deja. Deci.